Prietenii credincioși. A fost odată un servitor. Acesta avea așa mare grijă de calul lui că îl invidia până și vulpea, care își dorea să fie în slujba servitorului ca să aibă parte și ea de o viață așa bună. Îl și întrebă pe servitor dacă nu o ia în slujba lui. Servitorul o acceptă și pe ea și o trată la fel de bine ca și pe cal. Mai târziu veni ursul și lupul, care își doriră și ei o viață mai bună, iar până la urmă toate animalele pădurii se aflau în slujba servitorului. Într-una din zile, animalele se vorbiră să-i caute o soție stăpânului. Aleasa trebuie să fie bună la suflet, spuse ursul. Și veselă, spuse veverița. Desigur să fie și frumoasă, adăugă vulpea. Într-un final, căzură de acord și alegerea lor era fata împăratului. Aranjară în așa fel că atunci când prințesa îl va vedea pentru prima dată pe servitor, să se îndrăgostească de el pe loc. Totul se potrivi de minune, dar împăratului nu-i conveni alegerea fetei lui și o închise în turn pe prințesă. Slujitorii servitorului au ticluit cum să o elibereze. Pisica o ademeni pe fereastră, iar de acolo uliul o fură și zbură cu ea. Văzând astea, împăratul declară război animalelor pădurii, dar acestea chemară în ajutor și celelalte animale și se adună așa o armată că împăratul se sperie și se predă. Îl iertă pe servitor și încuvință căsătoria tinerilor. De atunci trăiesc fericiți împreună cu vulpea, ursul, lupul și cu restul prietenilor lor.